Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Astăzi iarăși am fost la Lidl și am făcut niște cumpărături și o să încep de aici. Am luat 2 litri de ulei de floarea soarelui. Aici am luat 1 kg de zahăr, că nu mai am în casă. Am făcut ieri o prăjitură cu brânză și mere și nu mai am zahăr. Aici am luat 2 verze. Sunt destul de măricele. Cred că o să mai merg să mai iau, că am un butoiaș din ăla mic și vreau să-mi pun pentru iarnă varză, să pun varză la murat pentru, pentru iarnă, pentru la sarmale și ce mai fac. Aici am 18 ouă, aici am luat un piper boabe, dar e cu râșniță, să-l macin direct. Aici o plasă de ceapă, nu-i ceapă roșie, e din aia roz, așa îi zice, pink. Așa, aici am luat niște banane, o plasă de avocado, cât 5 sunt înăuntru și sunt numai bun de consumat, că sunt copți. Așa, aici am luat o înghețată. Înghețată cu caramel de la Gelatelli. Așa, aici am luat 2 pungi de cartofi din ăștia baby. 1 kg are fiecare pungă. Aici am luat niște piept de curcan, dar gata feliat. Cred că numai 3 felii sunt înăuntru, da. Așa, are 400 de grame. Aici am luat niște rib eye steaks. Noi mai luăm din când în când și mai facem așa pe grătar. De obicei, bine, am luat Angus, numai că acum am zis să încercăm varianta asta la întâlnă. Nu e Angus. Aici am luat niște sunt bucăți de șuncă ceva, tăiate așa mărunt și cu astea o să fac, astea au avut 30% discount, de la 1,79 la 1,25 și o să fac cu șunca asta paste boloneze, nu boloneze, doamne, din alea alante, cum le spune, carbonara, na, că iară mă încurc pe aici prin... Așa, și aici este un fel de, ăsta e un fel de salam ce va vrea să fie, cu iarăși cu 30% discount, de la 1,59 la 11 cenți. Așa, expiră în 25-a 9-a, deci asta oricum o să o mâncăm. Are 120 de grame. Aici am luat o brânză Gouda, feliată. 400 de grame. Aici am luat un ham ceva, cred că hamul glazurat, nu știu, cu, mă rog, cică în stil american. Tot 30% discount, de la 2,39 la 1,67. Aici am luat un ham simplu cu un ham simplu pentru sandvișuri și aici am luat prosciutto di Parma. 7 felii scrie. Da, 7 felii. Bun, aici am luat 1 kg de mază recongelată. Ardei din ăștia iuți verzi și roșii. 2 castraveți, o legătură de sparanghel, un unt nesărat pentru prăjitură. Aveam eu de gând ieri să fac, bine, în mod normal la prăjitura care am făcut îmi trebuia unt, dar eu am băgat niște ulei în aluat, în blatul de jos. Aici 2 brânzeturi din astea de pentru salată în stil grecesc. Aici niște iaurt cu fructe, zmeură, caise și căpșuni. Aici o caserolă de 500 de grame de
struguri negri. Aici două caserole de ciuperci. Aici am luat un sos, ăsta îi place tare mult la Mircea și la fete. Un sos pentru burger și are, e foarte bun pe, la burger, de exemplu, are un gust de, e un fel de maioneză cu, că scrie cu muștar. Ideal pe, cu porc și vită. Și are un gust de castraveți murați. 2 grapefruit. Așa, ce mai am? Aici am luat o smântână lichidă pentru șunca asta ce am spus eu că o să fac carbonara. Pentru că eu pun la carbonara și smântână lichidă. Cu toate că rețeta originală nu are smântână, eu așa fac. Aici 6 mere golden, o pungă de mozzarella, gata rasă. Ce mai am? Aici am luat o pungă de... cum le spune la astea pe românește? Mă rog, rocket leaves, cum le spune? Mă rog, am un lapsus iar din nou. Și aici o pungă de spanac. Rucola. Na, mi-am adus aminte. Asta, o pungă de rucola. Și ce am mai luat? Am mai luat 3 cornuri cu ciocolată. De la zona aia cu... de patiserie, mă rog, acolo. Și ce am mai luat? 3 baghete. Și acum din TK Maxx, că am fost în TK Maxx. Bine, eu mai mi-am luat ceva de îmbrăcat și o să fac un haul separat. Și am luat o tigaie. Așa arată. 24 de centimetri. Diagonala. Mă rog, este bună pentru tot felul de plite. Și cu inducție și fără și mă rog. Da, eu mai am o oală de la tot așa. Și foarte bună, sunt tare încântată de oala aia. Și mi-am luat și tigaie să am din același set. Bun, cam atât pentru astăzi. Atâtea cumpărături. O să mai mergem la Aldi imediat. O să mergem să mai luăm pâine, niște unt pentru fete la școală și na, ce mai trebuie. În mare parte așa. Bun, eu v-am lăsat. Ne vedem data viitoare. Ciao, ciao! Am revenit cu noi cumpărături. După cum vă spuneam că o să mergem la Aldi, dar nu am mai mers la Aldi, am mers la Tesco. Și am luat așa niște chipsuri, 2 pungi. Asta e aproape goală. Așa. Asta e cu cheese, cu brânză și ceapă. De la Taito. Aici, în Irlanda, foarte recunoscute sunt astea de la Taito. Aveau și un parc de distracții. Bun, am mai luat un spray Nivea pentru Maya, că mi-a cerut, a zis că nu mai are. Așa, o pastă de dinți de la Sensodyne. Rapid Relief. Asta e pentru mine, eu asta o folosesc cu mov. Mă rog, pentru dinți sensibili și gingii, mă rog, sensibile, ceva de genul. Aici am luat 2 litri de lapte light cu 1% grăsime. Ăsta e pasta de dinți, am luat-o la, era la ofertă, e 4 euro, mă rog, la ofertă, pe Club Card. Așa, și în mod normal e 5 și ceva, 5,75 sau ceva de genul. Spray-ul era la fel 2,75 de la 3 și ceva. Astea iar au fost la ofertă cu 1,25 o pungă. De la 2 și ceva, cred că 2,50. Așa, aici am luat 2 sticle, dar una le-am desfăcut și am făcut lapte la Zian, că, mă rog, îi trebuia lapte. I-am luat așa de la Fred & Flo, pentru că el, în mod normal, are o sticlă de la... asta să vă arăt, de la Avent. Dar, nu știu, roade biberoanele de la un timp, strică biberoanele, nu mai... așa arată.
și am zis să încercăm cu sticlele astea. Bun, aici niște șervețele umede pentru Zian, din astea de la Pampers Sensitive. Și aici am luat 20 de capsule de la lor, așa. E varianta asta de la Columbia. Așa, ce mai luat? Și am luat două baghete. Așa arată, două baghete. Astea erau la ofertă, de la 69 de cenți la 35 de cenți. Bun. Și ce am mai luat? Am luat un unt de la Dairy Gold Original. Ăsta e, nu știu cât am dat, 3 euro pe el, dar tot așa am pe Club Card, de la 3,50 sau, mă rog. Așa, și ce am mai luat? Am luat niște Pampers pentru Zian de la Rascal and Friends. Ăștia i-am descoperit nu de mult, acum câteva luni de zile în urmă. E numărul 6 de la 15-20 de kilograme. Noi ăștia îi folosim la Zian și el are 13 kg, dar nu e mari, chiar buni, perfecți. Deci am luat așa un pachet, un box, și câte are 30 de scutece. Și aici i-am mai luat tot numărul 6, tot aceleași scutec, doar că ăsta e panț. Și ăsta are 26 de bucăți înăuntru. Ăsta l-am desfăcut deja. Și sunt foarte fain. Na, nouă ni se pare. Mie mi se par mai bun ca Pampers. Așa, și de la Spar am luat o margarină Rama. N-am mai mâncat Rama de mult. Adică eu nici nu știu dacă o să mănânc, dar Mircea a zis să ia și n-am luat. O legătură de mărar. O legătură destul de mare. O să facem langoș cu brânză și mărar. Și cam atât. Da, nu am mai luat nimic. Atât. Aici închid video. Ne auzim data viitoare.